lor propune ca prima casă să se numească O familie, o casă și să devină un program social. Potrivit acestuia, cei care vor să aplice pentru un astfel de credit trebuie să aibă venituri nete de cel mult 4.500 de lei. Același plafon este și pentru familiile fără copii, iar pentru cele cu cel puțin unul, limita este de 7.000 de lei. Această nouă variantă de program este restrictivă pentru cei cu venituri mari. Va fi mai avantajos acest program pentru familiile cu copii, deoarece ei primesc și o reducere de dobândă de un punct procentual. Astfel, rata ar putea fi mai mică. Este pentru prima dată când programul primește într-adevăr o componentă socială foarte puternică. Programul va restricționa o parte din clienți prin plafonarea maximă a veniturilor. Proiectul finanțelor prevede reduceri de dobândă de până la 1% pentru familiile cu mai mulți copii. Acestea însă vor avea veniturile verificate an de an de către stat, care vrea să vadă dacă se mai încadrează sau nu în plafon. O simulare arată că o familie cu 2 copii și un venit de 3.600 de lei ar putea să plătească o rată de 1.470 de lei, cu 65 de lei mai puțin decât o familie cu un singur copil și cu 130 de lei mai puțin față de actualul program Prima Casă. Dezvoltatorii imobiliari spun că un mare impact îl va avea limita legată de prețul locuinței. Potrivit proiectului, prețul de achiziție a locuinței este de maximum 70.000 de euro, echivalent în lei, iar valoarea finanțării garantate de stat este de cel mult 66.500 de euro. Vom asista în continuare la o construcție majoritară de apartamente cu o cameră, două camere. Dacă piața, și aici mă refer la cumpărători care vor accesa acest program, vor solicita apartamente care să încadreze în acest buget, cu siguranță că vom vedea apartamente cu suprafețe mai mici și nu vom vedea apartamente cu suprafețe mai generoase, așa cum ne-am fi dorit. Noul program menține condiția ca cel care solicită creditul să vină cu un avans de cel puțin 5% din prețul de achiziție al locuinței. Asta înseamnă că trebuie să aducă 3.500 de euro pentru o casă care costă 70.000 de euro. Restul va fi acoperit de bancă. Datele de la Comisia Națională de Prognoză arată că salariul mediu brut în sectorul bugetar este cu 45% mai mare decât cel din sectorul privat. Diferența este de peste 2.100 de lei anul acesta în favoarea lucrătorilor la stat.